Salut băieți, eu sunt Beni și bine v-am regăsit la un nou gameplay cu World of Tanks. De data aceasta o să vedem un joc extrem de bun în T-32. T-32 este condus în jocul de astăzi de Z-Mat, o să-i spunem doar Mat sau matematică, seamănă cu matematică și are acolo câteva cifre, deci nu e idee bună. Hai să spunem doar 2-4-6. E mai bine, sună mai bine. După cum am spus, joacă în T-32. Un tank greu de tier 8 american foarte cunoscut. Este un unicum băiatul și nu mă surprinde, pentru că de obicei jocurile de calibrul acesta sunt făcute de jucători foarte competenți. Joacă pe tundra, este tier 8 și din fericire este doar o artilerie în echipa inamică. Dar oricum trebuie să fii atent, pentru că ar putea folosi XVM și de obicei artileriile cu XVM se concentrează pe jucătorii mai buni. Este ceva ce am făcut și eu, pentru că este cel mai bun lucru pe care poți să-l faci. Logică, trebuie să dai jucătorii cei mai buni afară din joc primii. După ce și-a dat seama că e prea avansat acolo, s-a dat puțin înapoi și acum poate să fie hold down. Și tankul ăsta, la fel ca toată linia de grele americane, este extrem de bună la hold down. Are 10 grade de gain de pressure în T-32 și un blindaj extrem de bun. În unele locuri poate să ajungă, de fapt în majoritatea locurilor din frontala turelei, blindajul atinge 600 de mm, deci o să fie extrem de greu să te penetreze inamicii. Bulldog-ul a luat destul de mult acolo prin RAM, dar 264 n-a trebuit să mai folosească un proiectil pentru a-l scoate din joc. Acum a rămas oarecum singur aici, așa că IS-3-ul vrea să profite de asta și se duce YOLO pe el. Din fericire doar Panther 2 îl penetrează. Spun din fericire pentru că IS-3-ul, vă dați seama, ar fi dat mult mai mult damage. Acum tankistul nostru se dă înapoi și se ascunde după Bulldog, fiind din nou hold down. Și asta e tactica pe care ți-o folosiți tot timpul. Tankul ăsta îmi place foarte mult. Vicky blochează lovitura și 2-4-6 dă bounce în Panther. Spune și în chat că a făcut, băi omule, ești light, n-ai ce căuta aici, nu poți dai damage, măcar nu bloca pe cei care poți să-l dea. Oricum, sperăm că nu o să conteze prea mult. 2-4-6 observă că Skoda să vrea să flancheze, așa că pune lovitură și apoi se înclină ca să nu fie penetrat, după cum puteți vedea, da bounce. Și T-32 e un tank care îmi place foarte mult, am depășit 500 de lupte pe el și am trecut de al doilea semn de excelență pe tun, dar e destul de greu să mă apropie de al treilea, pentru că, după cum am spus, e un tank foarte bun și jucat de jucători competenți, așa că trebuie să dai în medie oarecum 3000 damage cu tot cu spot ca să crești la gunmark. O lovitură bună acolo din mers în squad, dar nu era distanța prea mare și trebuie să adaugă că deși este destul de lent, T-32-ul, la fel cum v-ați aștepta la un tank greu, are acuratețe destul de bună, cel puțin din mers. Și dacă puneți stabilizator vertical și skillurile pentru echipaj, o să puteți să loviți lovituri din mers foarte bine. De multe ori sunt surprins și eu cât de bine lovește loviturile din mers T-32-ul, așa că să nu-l subestimați. Și din nou, pentru că e atât de lent, din nou, turela nu se întoarce așa rapid. Înseamnă că dispersiile de la tun nu o să-l afecteze prea mult. Lovitură foarte bună acolo în T-54 mod 1 la aproape 500 de metri. Îi dă și șenila, care îi permite să mai prindă încă o lovitură, dar care din păcate nu s-a dus unde a trebuit. Skoda din nou vrea să flancheze. N-are pe cine să flancheze. A crezut că 2-4-6 o să fie în același loc, dar 2-4-6 l-a luat înainte, așa că acum îl execută și pe el al patrulea kill, 4000 damage deja. E un joc destul de ok pentru T-32, cu toate că la acest moment nu cred că și-ar fi luat este încă, dacă chiar dacă ar fi câștigat, ai nevoie de mai mult decât atât. Eu mi-am luat ASU prima dată cu 1400 și ceva experiență de bază, cred că aproape 5000 damage, și trebuie să faci mai mult, pentru că tankul ăsta e jucat de jucători buni, după cum am spus, și e greu să luați un ace pe un asemenea tank.
încă și-a păstrat destul de mult din HP și o să fie de ajutor în a doua parte a jocului. Este un KV5 foarte competent în echipa mică, dar care din păcate cu premium are, din păcate pentru el, are 217 pen. Deci o să reușească să îi dea bounce de 46 chiar și în upper plate. Nu o să fie penetrat de KV5 nici măcar în upper plate. Dacă se înclină cum trebuie, logic. T54 mod 1 s-a dus singur, nu trebuia să fac chestia asta. A fost în 1 vs 5 acolo de 46, deci luptă pentru un Kolobanov. KV5-ul cu AP-uri trage interesant, cu AP-uri nu o să aibă nicio șansă, cel puțin de acum, să-l mai penetreze pe 2-46. Pentru că îi face facehug și 2-46 n-are nevoie de premium-uri să treacă prin cupolele mari acolo din fața KV5-ului. Și îmi place ce face aici, se ascunde după KV5 ca să nu fie lovit de KV2, pentru că dacă folosește dărpul și trage cu heuri, 100% o să-l facă one shot cu HP-ul pe care mai are rămas 2-46 în vehiculul lui, dar din nefericire pentru acel KV2 n-a ajuns exact la timp și 2-46 reușit să-l reîncarce și să-l scoată înainte ca acest KV2 să aibă lovitură în el. T29 a tras puțin înaintea lui 2-46, dar deși au același tun, T32 are un reload mai bun decât T29, asta înseamnă că a reușit să reîncarce și să-l scoată înainte ca acesta, T29, să aibă o lovitură în el. Acum AT2-ul, AT7-le, are penetrație destul de bună, depinde de ce tu folosești și dacă bagă gold, ar putea să treacă prin upper plate și chiar prin cupolă, dacă o prinde la unul bun, dar acum T32-ul nostru este perfect cooldown și AT7-le nu prea are ce să facă. Este penetrat cu fiecare lovitură în cupola de deasupra. Ultima lovitură, un bounce și jocul se termină. Un Kolobanov, Radley Walters, Steel Wall, calibru greu și Top Gun. Aproape 100.000 bani făcuți cu un cont premium. 1912 experiență de bază, 7.000 damage, echipa lui n-a făcut mai nimic. Următorul T34 cu 1200 damage, pe bune, a trebuit să o care în ultimul hal. 15 lovituri, doar 4 penetrate cu 2800 damage făcut și deși a tras ceva gol, tot a făcut 12.000 bani cu un cont premium. Eu am fost bine, sper că v-a plăcut acest video, dacă da, nu uitați să lăsați un like și să vă abonați pentru eventuale viitoare videouri. Eu am fost bine și dacă totul bine, ne auzim curând. Salut!